care să aibă un timp de la preluarea de către mine a organizației, în așa fel încât să vă pot spune și câteva lucruri care să nu fie un angajament și o concentrare asupra ceea ce am de făcut. Am vrut întâi să mă edific ce găsesc, pentru că chiar dacă am făcut parte din structurile de conducere trecute, în perioada respectivă, activitatea organizației a fost așa cum dumneavoastră a făcut de nenumărate ori ocazia de a o comenta. Vreau să vă spun că astăzi organizația noastră județeană este o organizație stabilă, omogenă, are ca și dificultăți financiare rezolvate mare parte